12 mistere nerezolvate ale Tibetului. Deși Tibetul a fost deschis lumii de zeci de ani, multe mistere ale sale rămân încă nesoluționate. Acoperișul lumii, cum mai este numit, este întotdeauna un pământ misterios, care se află în fruntea listei de dorințe a călătorilor din întreaga lume. Acum fiind deschis către lume și faptul că există încă prea multe mistere, Tibet își așteaptă călătorii și oamenii de știință împreună cu savanții din zona respectivă să le exploreze. Astăzi vom discuta despre misterele nerezolvate ale Tibetului. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. Odiosul om de zăpadă al Tibetului. Yeti, numele tibetan pentru omul de zăpadă abominabil, este o creatură păroasă și bipedă asemănătoare unei maimuțe, despre care se spune că locuiește în regiunea Himalaya din Tibet și Nepal. Multe expediții au fost organizate pentru a-l urmări pe evazivul Yeti, dar niciuna nu a găsit mai mult decât urme de pași ale așa zisului Yeti și artefacte necunoscute cum ar fi scalpuri și piei. Până acum nu există nicio dovadă fermă care să susțină existența lui Yeti, dar nici nu există vreo modalitate de a demonstra că el nu există. Dacă într-adevăr trăiește în colțurile sterpe, înghețate, de sus, din Himalaya, unde puțini oameni îndrăznesc să calce, el s-ar putea să-și găsească refugiul în siguranță pentru mult timp de acum încolo. Misterul Gterma. Gterma sunt clasicii reexcavați, ascunși de budiștii bon și tibetani, când credințele lor religioase erau în catastrofă. Gterma include posesia de cărți, deținerea de obiecte sacre și posesia de cunoștințe. Partea cea mai magică este deținerea cunoștințelor. Se referă la gterma îngropată adânc în conștiința oamenilor. Se spune că atunci când un răspuns clasic nu poate fi transmis în cazul unui dezastru, acesta poate fi acordat de zei în adâncul conștiinței unei persoane pentru a evita pierderea. Când condiția o permite, într-o inspirație misterioasă, scripturile budiste au fost acordate și pot fi scrise sau înregistrate până la bază, chiar și de unii fermieri și păstori analfabeți. Acest fenomen este misterul Gterma, scripturile budiste tibetane ascunse. Misterul Rainbow Body. Corpul curcubeu este un fenomen misterios în budismul tibetan. Maeștrii lama, care sunt un fel de șefi ai călugărilor, care au atins cea mai înaltă iluminare, pot manifesta așa-numitul corp curcubeu sau corp de lumină. Se spune că o persoană care studiază budismul profund își va transforma corpul în curcubeu. Misterul Shambhala. Shambhala, tradus și ca Shangri-La, înseamnă pământ pur în tibetană. Este un mit în lumea budistă și este locul unde au luat naștere învățăturile Kalachakra, însă întotdeauna au existat îndoieli cu privire la existența pământului pur, iar oamenii de știință budiști consideră că acest pământ pur este de fapt un paradis fictiv. Chiar dacă izvoarele istorice au scrieri întregi despre Shambhala, existența ei încă rămâne un mister. Misterul regatului Shangshung. Regatul antic Shangshung a creat cea mai veche civilizație de pe platoul Tibetului. El nu doar a dat sens unei limbi noi cu o unicitate fabuloasă, ci este și locul de naștere al religiei Bon. Acest regat a avut o influență profundă asupra culturii Tibetului în ansamblu. Cu toate acestea, dispariția sa misterioasă a lăsat în aer multe întrebări fără răspuns și multe mistere nerezolvate. Misterul povestitorilor regelui Gezar. Viața regelui Gezar este o epopee eroică tibetană binecunoscută și singura epopee vie din lumea de astăzi, care a fost transmisă în principal oral de artiștii populari. Există încă peste 100 de artiști populari care trăiesc în provinciile Tibet, Mongolia Interioară și Qinghai, cântând despre marea realizare a eroului tibetan, regele Gezar. Printre mulți artiști populari, cei care pot spune mai multe versuri sunt pretinși a fi artiști divini, ceea ce înseamnă că sunt inspirați de Dumnezeu. Majoritatea povestitorilor au spus că au fost chemați de Dumnezeu sau de regele Gezar în vis și apoi au început să cânte necontrolat. În Tibet, unii adolescenți analfabeți pot spune brusc epopeea regelui Gezar cu mai mult de 1 milion de cuvinte. Acest fenomen incredibil este încă nerezolvat.
Misterul șamanului tibetan. În calitate de gazdă a cultului religios primitiv tibetan, se spune că șamanii tibetani au capacitatea de a comunica cu Dumnezeu și pot vorbi cu spiritele. Șamanul tibetan intră de asemenea în tărâmuri sau dimensiuni supranaturale pentru a obține soluții la problemele care afectează comunitatea, pentru a aduce îndrumare sufletelor greșite și pentru a vindeca bolile sufletului uman cauzate de elemente străine. Ei sunt intermediari sau mesageri între lumea umană și lumea spiritelor. Ei îndeplinesc o varietate de funcții în viața socială a poporului tibetan. Ghicitor, vindecare, conducerea unui sacrificiu, păstrarea tradiției prin cântece și povestiri, ghid de suflete, etc. Cu toate acestea, pe măsură ce trece timpul, știm încă puține despre șamani. Costumele lor, moștenirea, obiectele religioase, vrăjile, altarele, vrăjitoria, divinația, etc. Misterul regatului Guge. La mijlocul secolului al IX-lea, regatul Tubo s-a prăbușit. Descendenții au înființat regatul Guge și au creat o civilizație splendidă, în 700 de ani. Mai târziu, în 1630, Guge a fost răsturnat de Ladakh. Potrivit înregistrărilor, măcelul și prădarea războiului nu au fost suficiente pentru a extermina civilizația Guge. Cu toate acestea, a dispărut brusc ca și civilizația mai așa antică. Astăzi, ruinele regatului ne lasă o arhitectură uimitoare. Picturi antice, misteriosul ochi de argint Guge și așa mai departe. Dar de ce civilizația a dispărut atât de brusc și fără un indiciu de urmărit, este încă un mister. Misterul zăpezii roșii. Suprafața munților Himalaya de peste 5.000 de metri este adesea punctată cu pete roșii de sânge și arată ca zăpada roșie de departe. Aceste pete roșii constau din Chlamydomonas nivalis, Chlorococcum infusionum și alte alge. În gheață și zăpadă permanentă, algele de munte sunt larg distribuite, cu rezistență puternică la frig și nu mor când temperatura este de minus 36 de grade Celsius. Algele conțin pigment sanguin în corpul lor, deci au aspect roșu. Misterul norilor în formă de steag din muntele Everest. Când vremea este plăcută, pe vârful muntelui Everest se văd întotdeauna nori albi lăptoși în formă de steag. Vânturile predominante dinspre vest suflă norul spre est ca un steag care se învârte atașat de munte. Fluxul de aer ascendent cauzat de munți creează norii, iar zăpada suflată ar putea crea și ea norii respectivi. Poziția norului de steag de la muntele Everest este diversă, arătând ca niște steaguri care flutură în briză, uneori ca un val mare, transformându-se uneori în fum zvelt și grațios, deoarece schimbarea norului în formă de steag poate reflecta schimbarea fluxurilor mari de aer. Acest nor cu forma deosebită a muntelui Everest este cunoscut drept pana suprema lumii. Vrăjitoriile din Tibet. Puternic influențat de credința religioasă aborigenă, poporul tibetan consideră că totul, fie că zboară pe cer, aleargă pe pământ sau înoată sub apă, are o divinitate care domină lumea. În evoluția ființei umane, oamenii nu au încercat niciodată să tânjească după o putere supraomenească care să influențeze sau chiar să controleze realitatea obiectivă sau unele fenomene naturale, generând astfel sărbătoarea și vrăjitoria împreună cu un grup de oameni care au trăit din ea, necromantul. Cu toate acestea, oamenii nu știu nimic despre necromant. De exemplu, căile de moștenire, hainele, mărfurile religioase, altarele, blestemele și așa mai departe. Poate că undeva în lume, cele mai primitive ritualuri de vrăjitorie erau încă mai mult sau mai puțin păstrate, iar misterul necromantului rămâne încă un mister și trebuie studiat în continuare. Vom încheia cu adoptarea doctrinei Yin de către budismul tantric tibetan. Doctrina Yin și Yang este una dintre învățăturile de bază ale budismului tibetan și un ghid pentru practica budistă tibetană. Dacă ne uităm la materialul care este clasificat drept negativ sau yin, cunoaștere, materie, emoții, limbaj și lumină, se pare că întregul univers este negativ. Energia negativă și înțelepciunea sunt sursele lumii reale, așa că un practicant budist tibetan trebuie să se străduiască să atingă așa numita esență yin, pentru a discerne și înțelege lumea reală și pentru a obține o minte Buddha. Pentru a obține acest tip de energie primitivă,
practicanții budiști tibetani trebuie să stăpânească metoda corespunzătoare. Potrivit învățătorilor tantrice, sursa energiei cosmice din univers se află la intersecția sexelor, iar după practica avansată a metodei, practicantul va avea atât genul masculin cât și cel feminin, inclusiv fertilitatea și capacitatea de a naște toate lucrurile. Care dintre misterele nerezolvate ale Tibetului vi s-au părut mai interesante? Cunoașteți altele? Lăsați mai jos în comentarii răspunsul dumneavoastră!